Controlele inspectorilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara la ștrandul municipal din Deva au demarat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, atunci când au fost depistate o serie de nereguli. Iar inspectorii s-au aflat din nou în teren, prilej cu care au suspendat temporar activitatea, întrucât în urma analizei apei din bazine s-a constatat o concentrație de clor mai mare de aproximativ 3 ori. Dacă normalul ar fi între 0,5 și 1,5, inspectorii au măsurat o concentrație de 5, ceea ce este deosebit de grav pentru sănătatea devenilor care își petrec timpul liber la ștrandul aflat în directa coordonare a primarului Devei. Dușuri dezafectate, bazine cu vopsea scorojită, cabine de schimb cu pereții plini de mucegai, guri de canal neacoperite și multe alte nereguli au fost depistate în urma unor controale efectuate de către inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică și cei ai Protecției Consumatorului. Ieri, inspectorii au suspendat temporar activitatea din cauza concentrației de clor periculos de mare, adică de 10 ori mai crescută față de minimul admis. Clorul din apă la momentul controlului era 0, ceea ce nu-i deloc bine, deci parametrii de clor trebuie să fie între 0,5 și 1,5. Astăzi, în urma verificării și în urma verificării cu aparatul nostru omologat, clorul era 5. Apoi, peste câteva ore, s-a luat din nou, sigur că s-a evaporat, ceea ce înseamnă că dimineața a fost făcută clorinarea. Nu este deloc bine, pentru că trebuie făcută clorinarea din 3 în 3 ore. Aseară, după ce nu mai era nimeni la ștrand, ar fi putut fi făcută clorinarea astfel încât dimineață parametrii de clor să fie parametrii admiși de lege. Mai târziu a scăzut, sigur, intensitatea clorului. Era 3,88, după aceea la ora 12 a fost luat din nou probă de clor, scăzuse. Între timp au mai fost date la drumul la apă, s-a mai evaporat din cauza căldurii, dar noi le-am pus în vedere ca din 3 în 3 ore, asta scrie legea, nu că le-am pus noi în vedere, să fie verificat clorul din apă. Precizez faptul că un clor ridicat poate aduce... poate afecta sănătatea oamenilor. Reprezentanții DSP Hunedoara au aplicat și o amendă în valoare de 6.000 de lei. A fost aplicată o sancțiune de 6.000 de lei. Sigur, am suspendat pentru cele două basine activitatea până la remedierea integrală a neconformităților. Cât timp au la dispoziție? Cât vor ei. Dacă pot să se remedieze foarte repede, în momentul următor noi vom ridica această suspendare. Sigur că pe căldură nu e de dorit, dar nu putem să punem în pericol sănătatea oamenilor. Trebuie să avem în vedere acest aspect. Ați mai identificat cazuri similare cu atât de multe neconformități în județul Hunedoara? Nu. Eu zic că în urma acestui este o măsură coercitivă. Poate cineva nu a crezut că poate să fie atât de dăunător acest clor, dar clorul, repet, este foarte dăunător sănătății umane. Vă reamintim că până anul trecut, ștrandul din Deva era în subordinea SPIGM Deva, serviciu condus de Irinel Faur, perioada în care nu au fost înregistrate astfel de probleme. Deși în toți acești ani au fost efectuate zeci de controle, datorită bunei gestionări a fondurilor alocate, în mare parte insuficiente, nu au existat controle în urma cărora să se fi constatat probleme care să pună în pericol sănătatea cetățenilor Devei. Cu toate acestea, primarul a preferat să desfințeze serviciul care se ocupa de gestionarea ștrandului și să înființeze un alt serviciu aflat în directa lui subordonare. Se pare însă că nu reușește să coordoneze nici măcar subalternii direct, lucru care nu ar fi de mirare știind ce se întâmplă în primăria Deva. Se pare însă că nu reușește să coordoneze nici măcar subordonații direct, lucru care nu ar fi de mirare știind ce se întâmplă în primăria Deva. Însă, până la aduce incompetența la într-atât încât să pui în pericol sănătatea cetățenilor, este cale lungă. Mai presus de orice trebuie să fie siguranța devenilor în condițiile în care mii de copii sunt acum în vacanță și își petrec mare parte din timpul liber la ștrand. Nici astăzi, reprezentanții primăriei municipiului Deva nu au răspuns apelurilor telefonice ale jurnaliștilor Hunedoara 1 TV pentru a explica devenilor de ce s-a ajuns în această situație, cine se face responsabil și ce măsuri se vor lua împotriva celor care nu și-au îndeplinit sarcinile.
În ediția de mâine vă vom prezenta și care sunt riscurile la care se supun oamenii dacă ingerează apă cu clor din bazine. În urmă cu puțin timp, reprezentanții primăriei municipiului Deva au comunicat pe pagina de Facebook că strandul a fost redeschis. Continuăm jurnalul.